Am revenit cu imagini din Ghencea, unde stadionul este din nou aproape gol. Până la urmă, rezultatul managementului dus de Clubul Sportiv al Armatei Steaua în ultimii ani. Să nu uităm, stadionul a fost aproape plin la meciul cu Dinamo în aprilie, când au apărut acele zvonuri despre posibilitatea de a promova, despre schimbarea legii sportului. Nu s-a mai întâmplat absolut nimic. Steaua pentru al treilea sezon la rând nu poate promova din Liga a doua. A existat interes din zona privată, o firmă mare din vestul țării a venit în vară, a vrut să se asocieze cu Steaua. Clubul Sportiv al Armatei a zis că vrea o formă de organizare non-profit. Acea companie mare a vrut un SA, nu s-au pus la masa negocierilor mai departe, pentru că, repet, Clubul Sportiv al Armatei Steaua dorește un non-profit. Iată cum arată echipa lui Daniel Opița astăzi. Sunt 5 schimbări în comparație cu egalul 4-4 de la Buzău. Poartă Adrian Frânculescu, iată-i pe doi dintre eroii de la Sevilla, Ștefan Iovan, capitanul echipei, și Anghel Iordănescu. Apărare în 5 am văzut pe foc de joc mai devreme. Dreapta Steaua în zona lui Drăghici, în concentrare. În fața porții, Kipirliu! Blocat de Andrei Bucur, corner pentru Steaua, prima ocazie a meciului. Nu e offside. Poziția e bună pentru golgheterul Stelei și Bucur are mare noroc. Mingea îl lovește în cap. Apoi el îl lovește pe apărătorul Mario Tuduse. Aceste 12 minute, încă o situație în careul lui Bucur, respingere greșită, gol! Alin Raicu, pentru a treia oară în acest sezon, jucătorul născut în 2005. Al doilea meci la rând pentru Raicu cu gol. Meritat, aș spune. Acum a arătat meciul. Steaua a meritat să conducă. Greșeală mare, din nou, a portarului Andrei Bucur. Iese, se lovește de același Mario Tudose, cum s-a întâmplat mai devreme. Raicu dă din prima, marchează. Raicu la cel de-al doilea sezon, să spunem, în Liga a doua, a prins minute și sezonul Drăghici din nou, centrează din prima spre Ciunciucov, situație bună, Kipirliu, Kipirliu, gol! 2-0, Steaua marchează golgheterul ligii secunde, Bogdan Kipirliu, pentru a șaptea oară. Din nou foarte important, Drăghici care balonul, centrează, Ciunciucov își face treaba cu spatele la poartă, îi așează balonul lui Bogdan Kipirliu. Are și șansă Ciunciucov, dar Kipirliu are valoare. Nu dă din prima, își întoarce mingea pe piciorul de bază, pe dreptul. Înscrie încă o dată. Un jucător venit la Steaua încă din Liga a treia, contestat inițial, dar a fost golgheterul Stelei sezon după sezon, Bogdan Kipirliu. E la cel de-al patrulea sezon cu Steaua. În precedent, Turda, în loc să joace balonul, se certa cu arbitrul. E al doilea galben pentru Panait Roșu. Fece Argeș și în inferioritate numerică. A fost o fază discutabilă. Mai întâi să vedem primul contact și apoi al doilea. N-avem arbitraj video în Liga a doua. Să revedem. Turda cu Ciunciucov. Nu mare lucru. Chiar nimic. Și apoi, pe continuarea fazei,
Panait cu Raicu. E un cot în pieptul lui Raicu. Bizară decizia arbitrului Claudiu Marcu. Încheie o serie lungă fără victorie Steaua. Dobrescu, Dobrescu! Cred că e primul șut pe poartă al reprizei. Cu siguranță e primul șut pe poartă al Stelei în repriza a doua. Și nu mai amintesc ca piteștenii să fie fost periculoși la poarta Stelei. În ligile inferioare între 2009 și 2020. Acum vrea să revină repede în prima ligă. Lot de promovare au făcut David Matei, jucător de picior stâng. Și e lovitură de la 11 metri pentru Steaua. Mirată toată lumea. Dar mirați am fost și la cartonașul roșu arătat de Claudiu Marcu în prima repriză pentru piteșteni. Dorian Bertrand. Duelul cu Bărbulescu. E o neglijență a lui Dorian Bertrand. Bărbulescu inteligent intră în piciorul lui Dorian Bertrand, se aruncă. Sigur că poți penaliza echipa și pentru neglijență, dar e mai degrabă un soft penalty. Bărbulescu nu e un jucător care de obicei să se arunce, dar aici a fost inteligent, a profitat de lentoarea lui Dorian Bertrand, care aștepta să-i cadă mingea. S-a aruncat și a obținut lovitura de la 11 metri. Două decizii la limită în defavoarea piteștenilor, luate de Claudiu Marcu, și Steaua are șansa de a face chiar gol averaj, pentru că meciul oricum e câștigat. Chipirliu, gol! 3-0 pentru Steaua, minutul 83. Dublă pentru Bogdan Chipirliu, care ajunge la 8 reușite în acest sezon de Liga a doua. Un gol în cupă, 9 per total. Sigur că îl ajută și faptul că bate toate penaltiurile, dar e jucătorul numărul 1 de la mijloc în sus pentru Steaua, dacă nu chiar numărul 1 din tot lotul. Se uită la portar, îl vede pe Andrei Bucur cum pleacă, trimite în colțul opus. Intră Florian Haidt în locul lui Alexandru Răuță. Iese și Rădescu. Poate ultimul atac pentru FC Argeș. Bogdan Rusu îi așează lui Haită, jucător de picior stâng. Vede bine, pasa în partea stângă. Cred că merita și FC Argeș un gol, pentru că meciul n-a fost chiar de 3 goluri în față pentru Steaua. A fost cam de 2. Cred că face puțină dreptate acest gol marcat în ultimul minut de echipa lui Eugen Beza. Să vedem dacă a fost autogol sau reușita lui Zătreanu, pentru că n-a fost evident. Dorian Bertrand minge în fața porții. A jucat din prima inteligent balistul din Madagascar. Pare autogolul lui Ilie. Nu, e golul lui Zătreanu. Înscrie fostul jucător al Stelei.